Traseele pistelor de bicicliști din Arad prind contur la nivelul municipiului, după ani de zile în care reprezentanții societății civile au militat pentru realizarea unor zone special amenajate pentru participanții la trafic pe bicicletă. Iată că a venit momentul realizării acestora. Primele semne că municipalitatea din Arad are de gând să realizeze piste pentru bicicliști au apărut deja, astfel că în zona Piața Romană din municipiu, respectiv pe Calea Romanilor, au apărut deja primele indicatoare rutiere pentru pistele de bicicliști. Realizarea pistelor de bicicliști face parte dintr-un proiect de modernizare a infrastructurii în municipiu, proiect finanțat cu un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Pe tronsonul dintre Piața Romană, Calea Romanilor și Calea Timișorii au fost amenajate și piste de biciclete. Este vorba de piste speciale pentru bicicliști amenajate pe lățimea trotuarelor, cât și pe platformă proprie, acolo unde a fost posibil acest lucru, în special în zona Calea Timișorii. Cel mai probabil arădenii vor putea circula în siguranță cu bicicleta anul viitor, când pistele pentru bicicliști vor fi finalizate în toate cartierele Aradului, precum și în zona centrală.